din seria cuvinte de învățătură sau de folos. De vrei să te mântuiești cu postirea să călătorești. Curând vom intra în Sfântul și Marele Post. De fapt, am și intrat deja în perioada bisericească a triodului. Subiectul postului, ori tema postirii, este des discutată, frecvent dezbătută și temeinic analizată. De ce? Fiindcă postul face parte integrantă, indispensabilă, din viața spiritual-duhovnicească a oricărui creștin veritabil și autentic. În fond, chiar așa, ce este postul? Ce este postirea? Postul este un mijloc spiritual, o treaptă, o etapă, un urcuș duhovnicesc ce realizează un început, dar trebuie să asigure o continuitate, o permanență în viața noastră zilnică sau cotidiană. Practic, postul, sau mai ales postirea, înseamnă a ierta acolo unde te-ai mâniat, a iubi acolo unde ai urât, a ajuta acolo unde ai fost indiferent, a sprijini acolo unde ai fost insensibil, a asculta acolo unde ai fost surd și arogant, a cerceta acolo unde ai fost ignorant, a te căi sau a te pocăi acolo unde ai păcătuit, a-ți cere iertare acolo unde ai greșit, a îmbărbăta acolo unde ai descurajat, a compătimi acolo unde ai criticat, a îngădui acolo unde ai judecat, a vindeca și tămădui acolo unde ai asuprit, a mărturisi adevărul acolo unde ai propovăduit minciuna, a fi sincer acolo unde ai fost ipocrit, a încuraja acolo unde ai ridiculizat, a fi blând acolo unde ai fost aspru, a fi deschis acolo unde ai fost ironic, a face bine acolo unde ai făcut rău, a face milostenie acolo unde ai fost lacom și zgârcit, a plânge cu cel ce plânge, a te ruga cu cel ce se roagă, a te bucura cu cel ce se bucură, într-un cuvânt, a-ți veni sau reveni în propria și autentica ta fire. Postul și postirea trebuie neapărat, musai, să schimbe, să transforme ceva esențial și fundamental în viața noastră. Mai mult decât atât, să convertească firea, ființa și persoana noastră, cea căzută ori decăzută, alterată de păcat și afectată ori copleșită de patim, transfigurând deci viața noastră pământească și vremelnică, supusă fragilității, vulnerabilității, eroziunii, slăbiciunii, corupției spirituale și păcatului, într-una cerească și veșnică, încă de aici și de acum, lipsită de coroziune și patimă, boală, suferință, neputință sau moarte. Postul înseamnă, sau mai înseamnă, a face mult bine, foarte mult bine, și a face puțin rău, foarte puțin rău, mai corect spus, deloc rău. Ca atare, postul sau postirea înseamnă să te rogi mai mult, să te aduni și să te concentrezi mai mult și să te risipești mult mai puțin. Cu alte cuvinte, înseamnă introspecție, reflecție și meditație, interiorizare mai multă și mai profundă și exteriorizare mult mai puțină ori mai sumară, dacă nu chiar deloc. Altfel spus, postul sau postirea trebuie să ajute la adunarea minții și la risipirea păcatelor și a patimilor, la consolidarea înfrânării și la cultivarea virtuții. Postul trebuie să înmulțească faptele milei trupești și ale milei sufletești, să rodească îmbogățirea și înavuțirea în cele duhovnicești, dumnezeiești, eterne și veșnice. Postul așadar ne poate ajuta la a deveni din răi buni, din avari lacom și milostivi, din aprigi răzbunători, sinceri iertători, din necinstiți, corecți și onești, din mândri, smeriți, din orgolioși, modești, din nedrepți, cinstiți și înțelegători, din egoiști, altruiști, din împietriți, sensibili și delicați, din neoameni, oameni, căci al minteri omul poate fi sau deveni mare, mic sau de nimic.
Prin urmare, de vrei să te mântuiești, cu postirea să călătorești, căci atunci nu ai să greșești și nici nu ai să păcătuiești ori să pătimești. Dumnezeu să ne ajute tuturor în continuare, numai în tot lucrul cel bun. Amin. Post binecuvântat. Doamne ajută, cu mult drag, al dumneavoastră, Stelian Gomboș.